Bine v-am regăsit, prieteni! Azi, pe canalul Povești Judiciare, vă voi prezenta 4 cazuri de viziuni întâlnite în criminalistică. Să începem! O femeie cu puteri paranormale a avut o viziune asupra cadavrului unei tinere și a fost arestată pentru că știa prea multe amănunte despre crimă. Etta Smith lucra la o fabrică de avioane de lângă Los Angeles și a sunat la poliție spunând că a apărut într-o viziune cadavrul infermierei care fusese dată dispărută cu o seară înainte și că acesta este abandonat într-un canion. Chemată la secție, Etta le-a spus ofițerilor că ea crede că femeia fusese violată și ucisă, asasinul lovind-o în ceafă. Viziunea ei s-a adeverit, însă Etta a fost arestată. Polițiștii nu obținuseră niciun fel de detalii despre crimă sau despre cadavru până în acel moment, femeia fiind doar dată dispărută, iar din cauza faptului că Etta a relatat tot în detaliu, a fost considerată principala suspectă și a fost arestată. A fost reținută 4 zile până când au fost găsiți adevărații criminali, Etta fiind despăgubită cu $24,000. Ziaristul american Simeon Dalworth avea o viziune mai ciudată. Se vedea mereu pe un podium, într-o ținută superbă pe care nu numai că nu o poseda, dar nici nu avea idee cu ce ocazie ar putea o purta. La nici 5 zile a avut loc un jaf într-un magazin unde era și Simeon în calitate de client. Făptașii, sub presiunea armelor, au deposedat administratorii magazinului de toți banii aflați în casele de marcat. Simeon avea la el ca întotdeauna aparatul său fotoprofesionist cu care, cu discreție, a făcut peste 10 poziții cu infractorii. A doua zi, pozele erau pe prima pagină a ziarului local, iar la nici 2 ore, tâlharii au fost prinși și ziaristul Simeon Dalworth a fost recompensat cu diploma de cetățean de onoare al orașului și invitat să participe la o gală de premiere oferită de primărie, îmbrăcat în hainele din viziune. Sue Fletcher se afla în vacanță în Las Vegas când a avut o viziune în care hoții îi spărgeau casa din Illinois. Întrucât viziunea ei părea foarte reală, a sunat la poliție și a anunțat ceea ce simte. Dispecerul i-a închis telefonul imediat, gândindu-se că este nebună. Ulterior, acesta a povestit că a vrut să facă o glumă colegilor săi și, întrucât o mașină patrula prin zonă, i-a trimis la adresa indicată de reclamantă, spunând că este un furt în desfășurare și, spre uimirea tuturor, în casa lui Sue se aflau 2 hoți, iar în spatele casei era parcată o camionetă unde urma să fie încărcată prada. Brașoveanca Elena Tarhon a avut o viziune în care bunica ei, moartă de mult timp, i-a spus să schimbe ascunzătoarea banilor și a bijuteriilor, deoarece acestea vor fi furate în cursul următoarei zile. A doua zi, înainte de a merge la piață, unde deținea o tarabă, a luat banii și bijuteriile din dulap, dintre haine și le-a pus într-un sertar în care ținea doar acte. Când s-a întors de la muncă, a găsit casa răvășită, însă sertarul în care se aflau bijuteriile și suma de 60 de milioane de lei, 6.000 de lei noi, era neatins. Vă mulțumesc pentru vizualizare, iar dacă v-a plăcut, dați un like, un share pe Facebook sau un subscribe. Ne auzim data viitoare cu un nou episod.